În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui, iertarea păcatelor. După bogățiile harului său. Amin. 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 Am citit despre un bărbat care a cumpărat un papagal pentru copiii lui. Și l-a adus acasă în timp ce copiii erau la școală. Papagalul a început să vorbească și omul și-a dat seama că ăsta, din trei cuvinte, scotea cinci prostii. Papagalul știa să înjure. Și a zis, mamă, ce fac eu cu ăsta că vin copiii? Și în disperare de cauză, a luat papagalul, l-a băgat în congelator și a închis ușa după el. Și a stat așa să audă. Ăsta a crit puțin acolo și la un moment dat, dacă nu s-a mai auzit nimic, cetățeanul deschide ușa congelatorului să vadă ce s-a întâmplat și iese papagalul așa ușor, sfios, se uită la el și spune, iartă-mă că am vorbit așa de urât, îmi cer iertare, nu mai fac niciodată. Și omul foarte bucuros spune, da, te-am iertat, nu e nicio problemă. Dar papagalul întreabă, da, am și o întrebare. Da, spune, da, puiul ăsta ce a făcut? Puiul ăsta ce a făcut? Era acolo legat tot puiul, gata de gătit. Când vorbim despre iertare și vreau să încep pe o notă așa pozitivă, trebuie în mod public să iert pe unii dintre voi. Știi, n-ai cum să încep să vorbești despre iertare dacă nu ierți. Deci, în mod public trebuie să iert unii pe unii dintre voi. Vedeți, ca pastor primesc o mulțime de telefoane și nu toate sunt de încurajare. Da? Nu că asta îmi doresc. Dar majoritatea telefoanelor sunt oameni care știu ei cum să conducă biserica, dau sfaturi cum ar trebui grupurile administrate, cum ar trebui pedepsiți unii, cum ar trebui iubiți alții. Dar în ultima vreme am început să primesc și telefoane mai deosebite. Chiar unul l-am primit în timp ce mă pregăteam pentru mesajul de astăzi. Telefoanele astea pe care le primesc încep așa. Bună ziua, domnul Cristi? Îmi zic bună ziua. Suntem de la compania Kirby și o familie, și spune numele vostru, a recomandat pe dumneavoastră. Acum mă gândesc că voi ne-ați recomandat pe noi pentru că știți foarte bine că avem mare nevoie de o spălare profundă a covoarelor, a draperiilor și a podelelor. Și vă mulțumim pentru aceasta, dar totuși vreau să vă spunem că vă iertăm și vă iubim la fel ca înainte. Că de altfel, de ce ne-ați trimite pacul ăsta asta pe cap? Să mă sune și alții, că nu mă sună destui. Înțelegi? Oricum, încep acest mesaj al iertării iertându-vă, da? Vă iubesc în numele Domnului, nu s-a întâmplat nimic, e foarte bine, mergem mai departe. Dar ceea ce vreau să vă spun acum, de la început, este o chestie foarte serioasă. Majoritatea oamenilor care s-au întors înapoi în lume, majoritatea oamenilor care n-au reușit să crească din punct de vedere spiritual sau să depășească anumite blocaje, sunt oamenii care nu au reușit să ierte. Vedeți, neiertarea este ca și cum ai bea o travă și ai aștepta să moară cel de lângă tine. Și nu-ți dai seama că neiertând, tu te blochezi, te otrăvești și în scurt timp mori. Din punct de vedere spiritual, mori. Acum noi știm, majoritatea neiertării provine din ceva ce ți s-a întâmplat în trecut. Și din păcate, o mulțime de oameni au avut niște traume în copilărie și s-au obișnuit să se blocheze, să se zidească, știți? Și au construit un zid în jurul inimii. Pentru ca să nu mai poată să-i rănească nimeni. Dar știți ce se întâmplă? Știți că în trecut orașele, cetățile erau protejate de un zid ca inamicii să nu intre înăuntru și să distrugă. Dar știți ce se întâmplă cu oamenii ăștia care și-au construit acest zid? Ei nu lasă nici relațiile dătătoare de viață să răzbată acolo înăuntru. Și oamenii ăștia sunt blocați, oamenii ăștia sunt amărâți, nu au putut ierta și, din păcate, nu pot înainta în viața spirituală. Astăzi vreau să vă spun de la început, prea iubiților, inima nu este domeniul vostru. Inima este domeniul lui Dumnezeu. Orice om care are inima predată, cum spunem noi, Domnului, îl lasă pe Domnul Iisus să lucreze acolo. Așa că astăzi rugăciunea
noastră cea mai mare este că până la final să dărâmăm acest zid bucată cu bucată, cărămidă cu cărămidă și să lăsăm harul lui Dumnezeu să intre acolo și să facă lumină. Și astăzi vreau să vorbim despre câteva concepte greșite despre iertare. Da? Azi le vom analiza pe scurt la început și apoi la final vom vorbi despre câteva lucruri practice care să ne ajute să iertăm din toată inima. Okay. Sunteți gata? Pornim? Primul lucru. Concept greșit. Iertarea nu înseamnă micșorarea ofensei. Ok? Mulți nu iartă din cauza că simt cumva în inima lor că dacă iert, parcă nu mi-a făcut nimic. Trebuie să-l doare puțin. Aduceți-vă aminte de Iosif. Când frații lui au fost dați pe față în sala palatului, fratele lor, înainte de a ierta, nu le spune, oh, dar n-ați făcut nimic. Ah, nici l-am simțit. M-a durut un pic, dar a trecut. Nu, nu, zice, voi mi-ați făcut rău. Din cauza voastră am pierdut 20 de ani din viață, dar Dumnezeu i-a întors. Ce ați făcut voi? A fost rău, a durut, dar eu vă iert. Pentru că eu știu ce înseamnă iertarea. Mi-ați greșit, dar vă iert. Preibiților, iertarea nu înseamnă micșorarea ofensei. În niciun caz. Iertăm tocmai pentru că ne-a durut. Dacă ai ce ierta, înseamnă că te-a durut. Prin urmare, atunci când iertăm, noi nu micșorăm deloc ofensa. Când ierți, tu nu trebuie să simți. Tu trebuie să ierți din instinct. Că dacă aștept să simți să ierți, băi, l-aș ierta, dar încă mă doare, încă mă enervează. Nu, 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 nu. Iertarea este în ADN-ul nostru. Trebuie să facă parte din ADN-ul nostru. Prin urmare, iert în momentul când am fost ofensat. Și în clipa când ai iertat, poate începe procesul vindecării. Despre asta este vorba. Deci, în primul rând, iertarea nu înseamnă neapărat micșorarea ofensei. În al doilea rând, iertarea nu înseamnă a uita ce ți s-a întâmplat. Da? Iartă și uită este o frază ce nu are prea mult realism în ea. Noi nu putem uita. Nu avem capacitatea pe care o are Dumnezeu. Biblia spune că Dumnezeu iartă și uită, aruncă toate păcatele noastre în marea uitării, acolo unde majoritatea suntem la pescuit, nu? Nu? Dacă nu de ale noastre, de ale fratelui. Da? Nu, nu, Dumnezeu le-a aruncat acolo în marea uitării. Sunt duse, legate cu o piatră, la fund, nu mai are voie nimeni să se atingă de ele. Dar noi nu avem capacitatea asta. Aici este problema noastră cea mai mare. Nu avem această capacitate să uităm. Și aici, chestia asta pornește, concepția asta greșită, pornește din copilărie. Pentru că în clipa când ne-am certat cu frățiorul sau cu sora, ni s-a spus, băi, iertați-vă și împăcați-vă. Nu prea simt că vreau să mă împac. Corect. Corect. Nu ești obligat să te împaci, dar ești obligat să ierți. Despre asta este vorba. Despre asta este vorba. Și ca să înțelegem mai bine acest concept, am să mă duc la o extremă, tocmai ca să înțelegem mai bine. Că iertarea nu înseamnă automat că trebuie să te împaci cu persoana respectivă. Da? Exemplul este în felul următor. Dacă un soț își înșeală nevasta și își cere iertare, spune, uite, îmi pare rău. Ea este obligată să ierte. Dar nici Dumnezeu nu o obligă să se împace cu el. Nu. Iertarea vine automat, dar împăcarea se face în urma pocăinței, a întoarcerii lui și a acceptării, a deschiderii inimii ei. Mulți oameni nu iartă din cauza că ei cred automat că trebuie să îl și primească, că trebuie neapărat să și să se împace și să fie best friends, cei mai buni prieteni. Dar nu merge așa. Asta e o concepție greșită. E ca și cum vine unul și îmi sparge capul cu o bâtă. Unii cred că eu plin de sânge, așa trebuie să-l iert. Dom'le, e creștin, dar trebuie să mă și împac cu el. Unde scrie asta? Dumnezeu ne-a dat cap să gândim, nu să tragem numai fesul pe el, nu? El spune să fim înțelepți ca șerpi și blânzi ca porumbei. Mulți sunt invers. Sunt prostovani ca porumbei. Păi eu dacă îmi sparge capul unul, eu îl iert automat, dar nu mai stau pe lângă el.
când are bâta la el. Oh, te amig. Nu pot, trebuie să mă protejez. Automat, și tu trebuie să faci exact același lucru. Atenție, iertarea nu înseamnă automat împăcare. Este un proces prin care cei doi trebuie să treacă. Avem o gândire complet greșită. Dom'le, l-am iertat și trebuie să-l și împaci. Nu. Ăla este un proces. Ceea ce credem noi, ceea ce știm că vrea Dumnezeu, Dumnezeu vrea iertare și vrea împăcare. Asta e clar. Dar iertarea este un reflex poruncit care vine din natura noastră, împăcare este un proces. Să nu le amestecăm pe amândouă. În clipa când le-am amestecat pe amândouă, ajungem blocați și nu mai putem ierta. Împăcarea necesită timp și, mai important ca orice, necesită recâștigarea încrederii. Recâștigarea încrederii. Aia este un proces. Pentru că încrederea se câștigă în ani de zile și se pierde într-o secundă. Ok? Deci lucrul ăsta trebuie să îl regândim, să ne repoziționăm. O mulțime nu au iertat fiindcă au crezut că trebuie să se împace. Auziți ce spune Pavel în Romani? Spune așa: dacă este posibil, atât cât depinde de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Dumnezeu este foarte real. Și spune lucrurilor pe nume. Sunt niște relații toxice pentru viața ta. Sunt niște oameni pe care trebuie să ierți, dar de care nu trebuie să te mai apropii. Nu poți trăi cu toți oamenii în pace. Înseamnă că ești un fel de apă sfințită. Nu faci nici rău, nici bine la nimeni. Nu. Sunt niște oameni față de care trebuie să ții distanța. E iertat, dar nu trebuie neapărat să reiei relația cu ei. Să înainte de toate, hai să vedem cum putem ierta, pentru că e foarte bună teoria, dar la practică noi suntem. Acolo, la practică, avem probleme. Cum reușim să iertăm? Asta este întrebarea de 100 de puncte la care vrem să răspundem astăzi. Pentru că toți știm că trebuie să iertăm, numai că nu reușim de fiecare dată. Un pastor predica despre iubirea dușmanilor și spunea el, trebuie să ne iubim dușmanii. Și biserica a fost foarte înflăcărată, așa, foarte aproape de Domnul, vor toți să ierte. Și el întreabă, cine vrea să ierte pe toți dușmanii lui? Și toți i-au ridicat mâna în afară de o bătrânică acolo. Și el îi spune, mătușă, da, nu te supăra, tu nu vrei să ierți dușmanii? Ea spune, eu nu mai am niciun dușman. Aoleu, păi ce vârstă ai? 96 de ani. 96 de ani, extraordinar. Vino aici în față și spune-ne și nouă, te rog, cum ai reușit până la 96 de ani să n-ai niciun dușman. Și vine bătrânic așa, ajutată de o cârjă, pune mâna pe microfon și spune, am supraviețuit tuturor șerpilor ălora. Unii să vă prindeți mai încolo, nu e nicio problemă. Nu așa trebuie să iertăm, să așteptăm să moară dușmanii. Și să trăim 100 de ani, să nu mai avem... Nu. Nu, trebuie să iertăm din toată inima noastră. Și primul lucru care ne ajută să înțelegem și să ne ajută să iertăm este o oglindă. Să ne uităm la imperfecțiunile noastre. Când e ultima oară când te-ai uitat în oglindă? Da, nu vorbi de azi dimineață. Normal că arătați foarte bine, ați folosit oglinda, e clar asta, nu? Eu mă refer la oglinda spirituală. Când e ultima oară când te-ai uitat la starea ta spirituală? Și următoarea întrebare, îți place ce ai văzut acolo? Pentru că oglinda noastră este Scriptura. Exemplul nostru este Hristos. Dacă ne uităm serios în oglinda spirituală, avem nevoie de pocăință maximă, urgentă, chiar acum. Și atunci ne vedem greșelile noastre. Roman 3:23 vă spunem noi de fiecare dată când apucăm versetul ăsta. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. În aia toți ești și tu. Chiar dacă ești cel mai tare membru, cel mai fain om de pe fața pământului, ești și tu. Toți avem greșeli și păcate. Și imperfecțiunile noastre, când le conștientizăm, e un puțin mai ușor să iertăm pe ceilalți. Apoi, al doilea lucru, trebuie să ne identificăm dușmanul. Da? Apostolul Pavel spune așa, în niciun caz dușmanul vostru nu este un om. Nu. Dușmanul vostru este diavolul. Căpeteniile.
generalii spirituali, ființele văzduhului, duhurile răutății, ăia sunt dușmanii noștri. Așa că atunci când cineva îmi greșește, mă ajută foarte mult să înțeleg că nu persoana respectivă mi este dușman, ci ființa care o influențează. Știați că dacă un creștin, oricât de născut din nou este, dacă nu veghează, poate fi manevrat, poate fi influențat de cel rău și poate face mult, mult rău? Știați lucrul ăsta? Dacă îmi face un rău, eu, înțelegând că nu persoana respectivă mi este dușman, înțelegând că este o influență negativă din spate, lucrul ăsta mă va ajuta foarte mult să iert. Să iert persoana și să înțeleg puterea care o călăuzește. Apoi, al treilea lucru, sunt convins că majoritatea ați auzit și sunt unii care chiar fac lucrul ăsta, roagă-te zilnic pentru cei care au nevoie de iertarea ta. Îți spun un pont acum. Când zilnic îi pomenești în rugăciune, nu mai poți să ai pică pe ei. N-ai cum. Și vă mai spuneam eu, noi trebuie să trecem de la rugăciunea de rob la rugăciunea de fiu. Rugăciunea de rob spune: Doamne, dăm, Doamne, fă-mi, Doamne, te rog, Doamne, ai milă, Doamne, dăm, Doamne, fă-mi, Doamne, te rog, Doamne, ai milă. Rugăciunea de fiu spune așa: Tată, îți mulțumesc că tu întotdeauna mă asculți. Tată, îți mulțumesc că tu deja ai pregătit ceea ce am eu nevoie. Tată, îți mulțumesc că mă ajut să iert pe cei care mi-au făcut rău. Și să-i spui cu numele, nu pe stradă și nu pe Facebook, ci în cămăruța ta, hai că unii dintre voi sunteți niște facebuciști de ăștia cu mănuși de pugilii, sunteți gata imediat să vă apărați. Nu. În cămăruță să-i pomenim cu numele: Doamne, iartă! Doamne, ajută-mă să iert, pentru că sunt fiul tău. Roagă-te zilnic pentru iertare. Este un verset, și culmea că este în inima Evangheliei, un verset peste care majoritatea de aici trecem așa foarte ușor, pentru că cumva zicem, nu se potrivește. Culmea este conținut în cea mai tare predică care a fost rostită vreodată pe pământul nostru, predica de pe munte. O găsiți în Matei, în capitolul 5. Foarte interesant. Și noi citim versetele alea și credem cumva că sunt opționale. Vreți să le auziți? Fiți atenți cum spune Domnul Iisus. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Așa s-a zis în trecut. Asta este Vechiul Legământ, Vechiul Testament, Vechiul ce vreți voi. Vreau să vă spun cu tristețe că săptămâna trecută ne-am făcut 8 miliarde. Marea majoritate din ăștia 8 miliarde funcționează pe principiul ăsta. Marea majoritate. Da? Nu vreau să dau procentaje că nu sunt Duhul Sfânt, dar marea majoritate, cu siguranță, funcționează pe principiul ăsta. Și el spune așa: dar eu vă spun, ăsta este nou legământ. Asta este paradigma voastră. Aici trebuie să vă încadrați voi. Iubiți pe vrăjmașii voștri. Au. Binecuvântați pe cei care vă bleastămă, chiar în trafic. Când îți stai calea, în loc să-i spui: ispita ta, asta e înjurătură, by the way, dacă nu știai. Ispita este capcana. Nu, asta e o înjurătură pocăiască, deci ai mare grijă. Da? Mare grijă. Spune: binecuvintează, nu bleastă-mă. Faceți bine celor ce vă urăsc. Poate pentru primele e mai ușor, dar asta să-i faci bine. Și rugați-vă pentru cei care vă asupresc și vă prigonesc. Rugați-vă pentru ei. Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Căci El face să răsară soarele și peste cei răi, spuneți voi, și peste cei buni. Și dă ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți pe cei care vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Asta fac celelalte 8 miliarde. Nu fac așa și vameșii? Vameșii fiind cei mai păcătoși dintre păcătoși. Azi vameșii nu mai iau mită. Era o glumă. Deci, când spunea Domnul Iisus, când spunea de vameși mai jos ca vameși, nu exista un Israel, ca să ne înțelegem. Nu așa fac și vameșii. Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Asta fac toți.
voi fiți, și aici e problema, aici ne blocăm noi. Zice așa, voi fiți, dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este, spuneți voi, desăvârșit. Aici ne blocăm, zice, mă, eu n-am cum să fiu desăvârșit ca Dumnezeu, nu? Așa ai spus, nu ridica mâna, dă așa din ochi, din pleoape, așa. Nu trebuie să te vadă nimeni. Așa ai spus, eu nu pot să fiu desăvârșit, e unul singur Dumnezeu. E bine, termenul pe care îl folosește Domnul aici, foarte important, telios, în coine, în greacă coine, zice așa, înseamnă matur, fără nevoie de adăugare, complet. Deci ceea ce spune Domnul Iisus aici este așa, cel care iartă este desăvârșit în ochii lui Dumnezeu. Cel care iartă este complet, nu mai are nevoie de adăugire, este matur din punct de vedere spiritual. Ați văzut? Spiritualitatea nu se demonstrează prin orele pe care le petrecem în biserică. Nu. Nici măcar cât de frumos cântăm, cât de frumos predicăm, cât de frumos vorbim altora despre Hristos. Nu, aia nu e maturitate spirituală, aia e exercitarea unui dar. Maturitatea spirituală, desăvârșirea în ochii lui Hristos, este atunci când ești în stare să-ți ieși vrăjmasul. Când ești în stare să ierți pe cel care ți-a făcut cel mai mare rău posibil. Când ești în stare să faci bine și să binecuvintezi pe cel care te urăște. Doamne, iartă-i că nu știu ce fac, așa a spus Domnul Iisus. Asta este chemarea noastră. Așa cum era Iosif în groapă, el era desăvârșit în groapă acolo. Cum era Iosif în temniță, era desăvârșit în curtea lui Faraon. Când avea autoritate asupra Egiptului, asupra fraților, era desăvârșit, era matur, a fost în stare să ierte din toată inima. Știți că atunci când Iacov a murit, frații lui au crezut că Iosif se va răzbuna. Și trimit vorbă la Iosif ca să-i reamintească o promisiune a tatălui și spune, știți că tatăl nostru a dat o poruncă și i-a spus, iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, că ți-au făcut rău. Și îi spun, iartă acum, Iosife, iartă păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Și Biblia spune că Iosif a plâns, găsiți în Geneza 50. Știți de ce a plâns Iosif? A plâns fiindcă a înțeles că frații lui nu erau ca el. Și că frații lui și-au cerut iertare de ochii oamenilor. Frații lui au crezut că Iosif este ca ei. Și când tatăl a plecat, când tatăl a murit, Iosif va începe să-i ia la, să-i bage la pușcărie, să se răzbune pe ei. Și a spus, uite, suntem robii tăi. Adică faci ce vrei cu noi. Dar Iosif le-a zis, fiți fără teamă. Sunt eu în locul lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu e cel care judecă. Numai Dumnezeu e cel care pedepsește. Eu nu sunt. Nu sunt. Dumnezeu a schimbat în bine răul pe care ați vrut să-l faceți ca să împlinească ceea ce se vede azi și anume să scape viața unui popor mare. Cum a reușit Iosif să ierte această ofensă deosebită? Cea mai gravă. Cel mai grav lucru pe care va trebui să-l ierți în viața ta va fi să îți ies frații. Ei au cheița la inimă. Că dacă îți face rău unul de pe stradă, ierți mai ușor. Fratele tău, când ești trădat, cum zice acolo, cel care era la masă cu mine, profeția David despre Iuda. Iertarea superioară este când trebuie să-l ierți pe fratele tău. Cum a reușit Iosif? Păi Iosif a fost credincios. Și credinciosul nu vede circumstanțele de acum, ca definitorii, ci înțelege că Dumnezeu este în cer și Dumnezeu este stăpân peste toate lucrurile. Că El controlează circumstanțele, credinciosul înțelege și are perspectiva eternă. Credinciosul spune așa, există un Dumnezeu, El cunoaște, El știe, El face dreptate. Eu mă încred în El. Iosif a spus, Dumnezeu a îngăduit asta ca să vă salveze pe voi prin mine. Asta a spus Iosif. Domnul Iisus pe cruce, Tată, iartă-i că nu știu ce fac, mă sacrifică pe mine, fără să-și dea seama, pentru ei. Și atenție, ăsta e lucrul cel mai important pe care îl auzi astăzi și aș vrea să-l iei cu tine acasă. Momentul
perfect, propice al iertării este atunci când ești pe cruce. Mulți spun, l-aș ierta, dar nu simt încă. Aștept să simt. Dacă te iei după sentimente, nu știu, poate în ziua de apoi o să-l mai ierți. Sau că n-ai să mai simți nimic. Iertarea trebuie să fie ceva instinctual, ceva în ADN-ul nostru. Și momentul cel mai bun al iertării este în clipa când ți s-a aplicat ofensa. În clipa când ți s-a greșit, când ești pe cruce, atunci este momentul când trebuie să ierți. Nu aștepta să simți că poți ierta. Să spui automat în tine. Nu vreau să fiu împovărat și cu neiertare. Le am eu destul pe ale mele. Nu. Vreau să iert din toată inima. Am întâlnit oameni mari, colosali, pe unii dintre ei ascultați pe internet, care sunt niște pitici spirituali, fiindcă nu au reușit să ierte, au niște blocaje de undeva, nu au reușit să ierte și nu au reușit să-și ceară niciodată iertare. Oameni mari, care sunt blocați într-un loc, pentru că așteaptă să simtă că trebuie să ierte. În anii grei, când era focul aproape, am încercat și eu să mă compor ca atare și ca toți oamenii am eșuat, pentru că suntem doar oameni. Însă, în lecțiile trecute, din trădările fraților, cu răutățile oamenilor, egocentrismul celor de aproape, m-au făcut să înțeleg și să accept cel mai greu de acceptat lucru, versetul cel mai greu de priceput pentru omul contemporan. Pentru că trăim epoca corectitudinii politice, a dreptății, dreptatea socială. Și este un pasaj în Scriptură pe care ne este foarte greu să-l înțelegem și se găsește în Isaia 53, pasajul ăla pe care evreii l-au lipit, că nu vor să se uite la el, vorbește despre salvatorul slujitor, vorbește, este o descriere fantastică cu 700 de ani, o descriere profetică a lui Hristos. Și fiți atenți, acolo spune, o descriere a lui, spune că a crescut ca o odrasă slabă, n-avea nici frumusețe, n-avea nici strălucire, nici ochi albaștri ca să se atragă privirile. Da, sau filmul ăla lui Zeffirelli, e o minciună, îți spun de pe acum. Da? N-a avut ochi albaștri sus, 100%. Da? Nu era frumos, nu ți atrăgea privirile cu nimic. Da? Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii, obișnuit cu suferința, el era străpuns pentru păcatele noastre, noi rătăceam ca niște oi și ajungem la versetul cheie, versetul 7, care spune așa. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la o măcelărie, ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Mi-a fost foarte greu să înțeleg versetul ăsta. Cum a reușit el să facă lucrul ăsta? Și lecția importantă pentru voi ca să puteți ierta, atenție mare, și pentru mine pe care am înțeles-o, este să nu mă apăr când sunt învinuit pe nedrept. Asta e greu. E foarte greu. Am greșit. Știi ce se întâmplă? Când te aperi pentru dreptatea ta, deși ai toată dreptatea din lume, rănești pe ceilalți. Până la urmă, adevărul va ieși la iveală? Dumnezeu e drept, Dumnezeu e în cer, adevărul tot de ura iese la iveală. Dar știi ce se întâmplă? Relațiile s-au stricat iremediabil. În dorința de a-ți face dreptate. Dreptatea e la Domn, da, dreptatea e la Domnul și slavă Domnului că la El. Că dacă dreptatea ar fi aplicată în viața ta în fiecare zi, ai mai fi aici? Fii sincer. Că în clipa când cineva ne datorează ceva, când cineva ne-a greșit, întotdeauna chemăm dreptatea lui Dumnezeu peste persoana respectivă. Dar atât de mult ne bucurăm când Dumnezeu trece cu vederea anumite lucruri la noi care nu sunt drepte. Ca să dobândești ADN-ul iertării, trebuie să te uiți la Iisus, care nu s-a apărat și nu s-a luptat pentru dreptul Lui. Iisus este modelul credinței. La El să ne uităm, noi suntem doar oameni care greșim, fiecare în dreptul nostru. Dar dacă vrei să fii desăvârșit înaintea lui Dumnezeu, matur, primit, acceptat, nu te mai lupta pentru dreptul tău. Nu mai răni în dreapta și în stânga, ai încredere că Dumnezeu întotdeauna face lumină. Dumnezeu întotdeauna
aduce adevărul la suprafață. Cum a reușit Iisus? Cum dobândim și noi acest ADN al iertării? În Isaia continuă și spune: va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni după stare, într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. Știi ce a făcut Iisus? Iisus a luat povara. Nu s-a apărat pentru dreptul lui știind că iertarea lui va da viață nouă tuturor. Este cineva care a primit viață prin jertfa lui Hristos. Haleluia! Haleluia! Asta a făcut El. El a fost un vizionar, primul vizionar, cel care a văzut prin ochii credinței înainte de întemeierea timpurilor că va, prin iertarea lui va da viață celorlalți. Ăsta este ADN-ul iertării. Este viziunea că Dumnezeu va lua toate lucrurile rele care mi-au fost făcute, toate bârfele despre mine, toate minciunile despre mine, toate lucrurile rele le va lua Dumnezeu într-o zi și va face binecuvântări ca să-i întoarcă pe alții. Atenție mare! Când ești pe cruce, nu este momentul luptei. Când ești în foc, nu este momentul chemării dreptății lui Dumnezeu în viața ta. Atunci este momentul rugăciunii și a iertării din toată inima. Asta înseamnă credință și asta este credința onorată cu adevărat de Dumnezeu. Vrei să dobândești ADN-ul iertării. Dumnezeu este aici și vrea să-ți-l dea. Poate inima ta încă este blocată. Hai împreună cu Duhul Sfânt să demolăm zidul ăla. Da, vei fi vulnerabil? Vei fi pasibil de răni. Dar acolo este locul unde Dumnezeu îți va proslăvi numele, unde Dumnezeu te va ridica și te va folosi pentru gloria Lui. Pentru asta trebuie să ierți. Haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu. Și am văzut din anii de consiliere, din atât de multe relații rupte pe care am încercat să le cârpesc cumva, că omul poate doar să cârpească. Numai Duhul Sfânt de viață. Am văzut că oamenii au un concept greșit, că ei se pot izola. Și spun: Domne, nu vreau, gata, nu vreau să mai știu de nimeni. Dar El blochează iertarea acolo în inimă. Cumva credem că putem fi individuali, putem fi autonomi. Domnule, n-am treabă cu nimeni, eu mă văd de viața mea. Știți ce spun fizicienii, oameni de știință? Spun așa: conform fizicii cuantice, o particulă care vibrează acum din cutia ta vocală afectează, atenție, o moleculă dintr-o stea ce se află la marginea galaxiei. Este o lege în fizica cuantică, se numește intricare cuantică. Așa că cea mai mare iluzie a Universului este iluzia separării. Cumva noi suntem separați. Nu vreau să mai știu de El nimic. Gata. M-a rănit prea tare. Nu, atenție. Ce facem noi acum? O singură vibrație a vocii afectează toată creația lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat putere să dăm viață. De asta, prin iertarea ta, nu faci altceva. Nu pierzi. Nu ești mai prejos. Nu ești un blocaj în dreptatea lui Dumnezeu tu când ierți, în special pe cel care nu merită. Că cel care greșește de obicei nu merită iertarea. Tu dai viață. Tu afectezi creația lui Dumnezeu în bine. Toți care veniți aici și auziți la final lumina care ați primit-o, să o dați mai departe. Știți cum dați lumina mai departe? Iertând. Iertând. Unii cred că dau lumina predicând, propovăduind, făcând muncă voluntară și mai știu eu ce. Nu! Lumina o dăm iertând pe cei care nu merită. ADN-ul iertării, venind de la Hristos Domnul, vine prin iertarea în mijlocul ofensei. Iertarea de pe cruce. Tot ce faci tu astăzi afectează. Când alegi să nu ierți,
tu nu dai nimic mai departe, de fapt tu semeni moarte. Când alegi să ierți, tu dai lumină, dai iertare, răspândești ceea ce a făcut și Hristos. Acum 2000 de ani, prorocul spune, în mijlocul întunericului a strălucit o lumină. Și lumina aia a strălucit în întuneric. Și se propagă astăzi prin cei maturi care au învățat să ierte. Și au reușit, nu că putem noi, ci că Duhul Sfânt este în noi. Și ne aduce aminte de Cel care a stat pe cruce și s-a rugat pentru tine și s-a rugat pentru mine. Binecuvântat să fie numele Său. Așa că cel mai frumos exercițiu acum este când venim la masa Lui să iertăm pe toți. Domnul Iisus spunea, dacă vii la altar și știi că un frate are ceva cu tine, du-te și împacă-te, omule. Și ceea ce spun eu acum este, dacă încă ai pe cineva în inimă, ăsta este momentul oportun, potrivit, pregătit de Dumnezeu, profetic chiar, să ierți din toată inima ta orice minciună, orice abuz, orice lucru rău, orice trădare, cât de grea ar fi. Doamne, iert din toată inima și sunt liber.